Ce să las? Am venit atâta drum în București să mă fac de căcat. Mulțumim televiziunilor așa. Băi, de obicei, la fiecare vlog, Nicu nu face intro, dar nu face niciun intro să zică ce face, el nu mă țipă acolo video și content. Așa că ne aflăm la București, pentru că știu că nu o să facă intro, am să-l fac eu. Ne aflăm la București, Nicu este într-un tur așa să-și prezinte piesa pe la emisiune, a fost la Edno azi dimineața, acum vine la Antena 1, unde suntem și noi și l-așteptăm și după aceea va merge la Prima. Așa că o să vă purtăm cu el prin platoul de la Antena 1 și atât, nu cred că ajungeți pe la Prima, că atâta TV, pe YouTube ne găsiți. Zice, nu așa. Și tu zici, dar de unde știi? Am copil. Păi câți ai? 1. Păi și de unde ești tu specialist? Că dacă te duci la un mecanic de BMW și îl întrebi, îmi faci BMW-ul? Ți-l fac. Câte ai mai făcut? 1. Du-te, dracu, pleci. Bă, dar cumva ascultăm toți de unii care au făcut un singur copil. Sau la operație, știi? Dom'le, am aici, de făcut am operație grea. Prima. Ați mai făcut? Da. Am mai făcut una. Laparoscopic. Numai una, da. Gata, mă las. Întrebarea era o rugăminte. Atât tu cu partenera ta, atât Suzana cu partenerul ei, Feli, să mai faceți un copil, să avem de ce povesti. Că eu am 2 copii, 2 ficiori. Și ce vrei acum? Să mă laud. Da, lasă-ne în pace. Și a venit la București să vin celebru. Nu, am venit să mă laud. Am înțeles. Nu. Cum e cu emisiunea asta? De 15 ani bătuți pe muche. Da, da. Și am mai făcut 2 dincolo. Nu, 14 aceea și 2 dincolo la Național. Da. E mult, nu? Uzură, 4 ore. V-o trimis de la familia Melimi să ne dați afară? Ce, Trofin au zis, mai lasă-i, că vin la întâlnire de 30 de ani. Da, că aici au făcut istorie, știi? Și uscat și Trofin și cu parte din echipa mea. Și după aia a venit Brenciu. Nu, Brenciu a fost înainte. În vară era el, cu ceva Flintstone. Nu. Nătea, ești foarte tânăr, văd. Sau foarte bătrân, nu știu exact de ce nu-ți aduce aminte. Cochetez. Ești între. Deci Brenciu a fost primul matinal din ăsta interactiv, așa. Da. Mai fost Teo și Mircea, dar erau un pic mai pe serios. Și Brenciu a venit cu de-astea. A avut prima asistentă din România, Nicoleta Luciu. Ca să facem un pic de istorie, nu i-a Pentru fost. Cei care ne urmăriți din secuime, Sio Nicoleta, tot al cozun voșor no potemplom. Continuă. De ce tu trebuie să spui? Nu mai înțeles, mai găsit. Întrebare simplă. Pentru așa pe el, așa cum e și dă bine așa. După așa s-o ce putea urma. Ce vreau că suntem la exercițiu? Vine, dată și la domnul. Băi, suntem la televizor! Ce să las, domnul liniște? Băi, domnul Dan, domnul Dan! Lasă-mă că e vorbită. Da. Lumea vrea să vadă. În realitate, prima asistentă, nu facem istorie aici, că nu e funny, dar... Că nu suntem Dan Negru. Era o fată care... Ăla ne și ceartă, ai văzut? Când îți spune ceva și te și ceartă. Da, da, da. Fata de la Șah. Agravat în Timișoara. Mai știi când era Șah la televizor, la TVR? Și era o fată care muta. Melania Medeleanu. Calea înaintea ei a fost. Care s-a căsătorit cu... Nu mai contează cu cine s-a căsătorit. Așa e că suntem bătrâni, mă, Dan. Nis. Na. Mă duc, ai lăsat pălinca aia și stă singură. Pălinca am lăsat-o, dar Ardeleanca nu o las. Nu, dar nu e a ta. Așa. A lui acasă. Am venit atâta drum în București să mă fac de căcat. Mulțumim televiziunilor așa. Da. E bine? E bine că și căsătorit așa. Bă, deci să mor, eu zici că ești un unghi de-al meu. Nu, încerc să mă convic. Pe asta vreau să zic. E bine și căsătorit. Nu că e și bine căsătorit. Mai puțin pescuit, mai mult căsătorit. Așa ești, zici că ești un chimiu. Și singur tu îți spui ție. Mă conving, așa, mă... Da, e bine și căsătorit. Nu-i chiar ca Monaco. Da. Ieri la podcast la Mihai Morar mi-am dat seama că el și-o greșit. Știi că lui place să vorbească numai el, Mihai Morar. El îi cheamă pe aia, dar... De-aia nu mai are emisiune, că vorbește numai el. Și i-am dat o idee, îmi pare rău că n-am păstrat-o eu. El are fain și simplu, știi? Dar la a treia glumă proastă lui Buzugan i-am zis, bă, de ce nu-ți faci tu podcastul fain și singur? Fain și singur. Podcastul bărbaților căsătoriți ar fi fain și singur.